aceea pentru voi, de aceea cred că sunt și egoistă. Mi-am făcut profilul psihologic. Și treceam pe lângă librăria universității și am văzut în vitrină cum să fii fericit în 20 de pași. Nu zic, gata, astăzi o să fiu fericit. Am intrat în librărie. Păi am făcut vreo 30 de pași până am intrat. Deci n-am făcut numai 20. Am deschis cartea. Că m-am uitat, vă dați seama, dacă în 20 de pași suntem fericiți până ieșiți de aici, o să ajungeți în rai. Asta cu 20 de ani pași, fericirea 20 de pași, nu funcționează. Pentru că fiecare descoperim în altceva fericirea. Unele dintre voi sunteți foarte tinere încă și foarte frumoase, dar de pe la 20 de ani o să vă plictisiți de voi și o să găsiți fericirea aici. Vă botoxați bine și asta s-ar putea să vă facă pe voi fericite. Ceea ce nu cred că e nevoie. Dacă vreți părerea mea sinceră. Deci dacă vă gândiți, faceți așa o proiecție a imaginii voastre peste 20 de ani și vi se pare că fericirea stă, nu stă aici. M-am gândit să încerc și eu, dar n-am simțit nevoia. Dacă o să încerc și o să fiu fericită, vă promit că vă mărturisesc acest lucru la următoarea întâlnire. Altele mai găsesc fericirea și aici. Sunt soluții mai simple. O să vedeți voi, dar nu e cazul. Și atunci m-am gândit că nu în 20 de pași stă fericirea noastră, ci fericirea noastră poate să stea la această vârstă atât de curioasă, în felul în care vă spune bună dimineața mama voastră. Sau vă pune în buzunar în loc de 10 lei 20. Fericirea poate să stea și în faptul că ajungi dimineața la școală și o vezi pe colega ta de care tainic ești îndrăgostit. Normal că tu nu o să recunoști niciodată, cum să recunoști la 15 ani că ești îndrăgostit. Atunci ți se pare cel mai nașpa să spui asta în public. Doamne ferește! Fericirea constă și în faptul că n-ai coșuri. Voi, adolescenții, știți, e perfect. Când ai coșuri și ai fața frumoasă, poți să fii fericit. Deci eu cred că ar trebui, în primul rând, să căutăm lucrurile care ne fac fericiți în imediata noastră apropiere. Asta cu care să știi ce vrei în viață, să te cauți pe tine însuți. E greu pentru mine să înțeleg, nu știu dacă voi ați înțeles și este cineva aici care îmi poate spune cum e să te cauți pe tine însuți, unde, pe aici, pe unde, pe unde ești tu. Ce credeți că înseamnă a te căuta pe tine însuți? Caută-te pe tine însuți, împacă-te cu tine însuți. De parcă toate lucrurile astea ar fi așa, uite, ca mingea de ping-o. Ping, ping, ping. Nu există. Și atunci stau eu și mă întreb, ce ar fi important să vă... A, fericirea în 20 de pași, n-am găsit-o? Bărbatul ideal am găsit înainte de a fi... asta mă omoară. Deci eu am aproape 50 de ani. Vreau să mă iert. Aoleu, așa e. Ai, vă dați seama, bunic aș fi putut să vă fiu. Dar copii, voi credeți că acum 30 de ani, 40 de ani, 35, că aveți mai mult de 15 ani. Și nici mai puțin. Acum 15 ani, voi credeți că mă ducea mama mea la speaker motivațional ca să-mi găsesc cariera? Voi credeți că acum 35 de ani mă ducea mama la psiholog că eram anxioasă, că profesoara de română nu mă înțelege? Iertați-mă, asta nu înseamnă că nu cred în acest gen de întâlniri. De fapt, ceea ce se întâmplă aici, din punctul meu de vedere, este mult mai simplu. Întâmplător, niște oameni au reușit în viață. Foarte multe lucruri despre asta n-aș ști să vă spun. Pentru că nu există rețetă. E fals, fă ca mine, că dacă ar fi fă ca mine, cel puțin 5 oameni de aici sunt împliniți profesional. Și atunci primul lucru pe care l-aș face, aș scrie eu frumos rețeta, am 2 băieți, și le-aș spune copii, eu sunt o femeie de succes, aceasta este rețeta, a plecat, dacă nu facem palișpan, acolo știi, 6 ouă, 6 linguri de făină, 6 linguri de zahăr, dar dacă nu țineți minte, îmi scrieți pe Facebook și vă spun rețeta de... Deci, pentru viață, copii, nu există rețete. Pentru viață nu există speaker motivațional care zice, fă ca mine, și ajungi și mai mult decât. Pentru viață există niște oameni pe care întâmplător ți scoat
destinul în viață. Sau Dumnezeu, sau... Nu știu, ce credeți voi ziua de astăzi? Sau nu credeți în nimic? Mă rog, vi scoate un copac pe care l-admirați voi din grădina botanică sau din pădure. Vi scoate cineva în cale și vin și vă spun. Viața nu e așa de nașpa cum credeți voi. Fiecare dintre noi poate să facă cel puțin egal ce face celălalt, pentru că noi plecăm de la premisa că avem toți calități. De ce un om ar putea să facă ceva și un altul n-ar putea să facă? Eu cred că fiecare dintre noi poate să facă cel puțin egalul a ceea ce face un om. Eu nu am talent la pictură, dar sunt convinsă că dacă aș face un curs de 6 luni de pictură, aș putea să ating un nivel satisfăcător. Nu aș fi Van Gogh, pentru că asta ține de ceva ce îți spune Dumnezeu, natura, viața, copacul, cineva îți spune în ADN. E vorba despre har, e vorba despre talent, în orice ai face. Deci, când vă gândiți la ceva ce vă doriți, să știți că din acest punct de vedere este posibil atâta vreme cât a mai existat cineva care a putut face acest lucru. Pentru că toți avem 2 mâini, 2 picioare, o minte care ne poate străluci dacă o antrenăm. Și atunci, punctul de plecare acesta este. Dacă ea poate să facă un lucru atât de bine, hai să încerc să văd dacă pot și eu. Și de acolo începe capacitatea noastră de a descoperi niște lucruri. Iarăși mai cred într-un lucru. Nu trebuie să știți ce vă doriți în viață acum, la 16 ani. Aveți mame isterice acasă? Nu aveți. Sunteți fericiți? Eu câteodată mai am genul ăsta de reacții. Și spun, nu se poate, ai 16 ani, trebuie să știi ce dorești în viață, trebuie să... Nu. Încă nu trebuie să știți ce vă doriți în viață. Sau nu este obligatoriu la vârsta aceasta să știți ce vă doriți în viață. Pentru că a descoperi aceste lucruri nu e atât de simplu. Sunt oameni care încep o facultate și își dau seama că nu aceea era vocația lor. Mie nu mi se pare deloc dramatic să renunți și să te duci spre altceva, spre altceva ce te face mai curios, cu condiția să nu faceți 5 facultăți, 10 masterate, 14 doctorate. Că după aia o țineți tot așa într-o căutare și cred că în viața asta trebuie să lăsăm puțin loc și pentru a trăi bucuria pasiunii pe care o descoperim. Trebuie să știți foarte clar ce v-ați dori voi. Exact așa cum, dacă eu te întreb pe tine ce îți dorești în clipa asta, nu trebuie să-ți dorești să ajungi ministră, că avem una deja și e greu să-i facem concurență. Deci, acum, în clipa asta, uite, eu aș bea un pahar cu apă. Ceva, imediat, sau cineva. Cred că trebuie să avem răbdare, să ne dorim pe rând lucrurile, în ordinea priorităților. Dacă vă doriți în viața asta, așa când vă faceți voi o proiecție a viitorului, că te mai gândești câteodată, oare ce o să fac mamă în viața asta? Ceea ce știu eu e că mi-aș dori să fac bani. Păi atunci puteți să faceți orice, mai puțin profesii din astea așa prea liberale, ca să câștigați bani. Da! Și asta este tot o profesie, cea mai veche dintre toate. Ați înțeles la ce m-am referit, deci nu intrăm în detalii. Atunci, scopul vostru rămâne în a face bani. Nu mai aveți voie să vă plângeți că nu vă place ceea ce faceți. Pentru că v-ați ales scopul. Scopul meu în viață este să câștig foarte mulți bani. Dacă asta înseamnă să sap în grădina botanică, acolo să crească la lelele și mi-aduce un venit substanțial, atunci trebuie să sap cu talent 8 ore, pentru că știu că asta îmi aduce bani. Dacă asta este prima prioritate în viața voastră. Dacă prioritate este pasiunea, și vă vorbesc acum din perspectiva profesiei mele, eu sunt în primul rând actriță și o fac cu mare pasiune. Salariile nu sunt extraordinare, deci vă mulțumesc. Vedeți cum se împlinește dorința? Ce înțelegem de aici? Că trebuie uneori să cer.
sau măcar să bați un apropo. Și atunci nu se știe pe cine întâlnești și ți îndeplinește dorința. Deci vorbiți despre dorințele voastre. Spunea cineva, zice, nu pot să vorbesc despre visele mele, că vin unii și îmi taie creanga. Acum îți asum riscul. Că eu puteam să nu primesc apa, nu? Dar dacă nu vă spuneam că mi-e sete vouă și nu mă auzea cineva, face asta parte din categoria miracolelor? Pentru mine, da. Deci poate că odată, când vă veți exprima o dorință, asta este una, poate nu dintre cele mari, cineva vă va auzi. Prima dată te aude mama și tata. După aceea te aude poate un profesor care a descoperit în tine un talent. După aceea acel profesor care a descoperit în tine vede o scânteie, vede ceva, nu contează că e de română, de fizică, de franceză, de engleză, a văzut ceva și spune, uite, eu am văzut că tu ai calități pentru chimie. Cunosc profesorul meu din facultate, care este un om extraordinar și cred că ar putea să te învețe mai multe decât știu eu. Și ajungi la acel profesor extraordinar care îți spune, ești un copil excepțional, ai foarte mare talent pentru chimie, te înscriu la o olimpiadă internațională. Și de acolo lucrurile, copii, se pot schimba. Iată de ce trebuie să știți nu ce vă doriți, dar în momentul în care simți că ceva te arde, orice ar fi acel lucru, dați semne.